bună ziua, dragii mei. Astăzi, 21 decembrie 2021, suntem aici la Palatul Parlamentului, locul unde aleșii poporului fac proiecte de lege și adoptă legi și au datoria de a urmări interesul cetățeanului și de a proteja drepturile acestuia. Suntem aici pentru a protesta împotriva unor abuzuri incalificabile care se întâmplă în zilele în care trăim. Șantaj, viol medical și încălcarea tuturor drepturilor și libertăților prevăzute în Constituție și în toate tratatele de drepturile omului. Pe scurt, nu vom accepta vreodată să ni se administreze proceduri medicale împotriva voinței noastre. Astfel de practici s-au petrecut în anii triști și negri, 1930-1940. Este anormal ca după atâta timp acele obiceiuri să se întoarcă. Din acest motiv a existat tratatul de la Nuremberg, care protejează oamenii, da? Imediat după acele fapte groaznice și atrocități de neimaginat, oamenii au adoptat un cod și niște reguli universale care să protejeze oamenii de astfel de fapte pentru totdeauna, și astăzi ei se facă uită și vor să facă același lucru. România este singura țară verde. Celelalte țări sunt toate în roșu, s-a demonstrat, este un fapt acceptat că injecția lor nu ne protejează de nimic, dar până la urmă nu despre asta este vorba. Fiecare om are toate informațiile la dispoziție, prospecte, informații, statistici, și fiecare trebuie să decide pentru el. Nu este un protest împotriva injecției, este un protest împotriva dreptului de a alege. Fiecare cetățean are la dispoziție toate informațiile și toate datele care sunt publice și trebuie să gândească cu capul lui și să decidă dacă o face sau nu. A forța pe cineva este o atrocitate și vor plăti. Și cei din anii 30 se gândeau că sunt invincibili și totuși au ajuns să plătească cu vârf și îndesat. Dragi parlamentari, dragi guvernanți, nu lăsați acele vremuri și practici și obiceiuri să revină. Avem dreptul de a alege. Orice act medical împotriva voinței poporului este viol medical. Este genocid. Nu vom accepta dictatura medicală. Nu vom accepta un certificat satanist și necurat. Nu trebuie să fim niște papagali care se iau după Europa. Dacă Europa greșește, nu trebuie să-i copiem. Hai să-i copiem la nivelul de trai, la salarii, la autostrăzi, la protecție socială. Acolo nu-i mai copiem. Îi copiem la aceste mizerii de practici, la certificate și alte fapte și practici demne de anii 30. Suntem un popor creștin și nu vom accepta aceste mizerii. Iar parlamentarii trebuie să se gândească foarte bine că au fost aleși de popor și nu au dreptul să ia decizii și legi împotriva interesului poporului. Este inadmisibil. Suntem oameni liberi, sănătoși. Trebuie să avem imunitate, trebuie să avem libertate, trebuie să ni se asigure drepturile omului și toate cele prevăzute de Constituție. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit de niște certificate malefice. Acesta este adevărul.
Vaccinarea obligatorie este un viol legalizat. Nu putem accepta acte medicale împotriva voinței noastre. Nu suntem vite, animale și turme de oi. Minciunile lor încep să se destrame. Cele mai injectate țări sunt cele mai roșii. Chiar și cei care au acceptat acel tratament medical abuziv încep să se simtă înșelați, pentru că prima oară li s-a spus faceți 2 și scăpați, acum faceți 3 și scăpați, după aia 4, 5, 10, 1000. Ne vor să ne facă abonații unei industrii care nu au nici cea mai mică considerație pentru sănătatea noastră și urmăresc doar tone și tone de bani. Atât s-a demonstrat în Europa, în ghilimele, civilizată, pentru că faptul că au foarte mulți bani pe cârca țărilor sărace ca noi și ca altele, nu prea sunt civilizate. Poate bogate, aia da. Și s-a demonstrat că ei, țările bogate, care au cetățeni care și-au pus 100% credința în ceea ce spun autoritățile, au fost înșelați. Faceți asta și scăpați. Aiurea, acum al treia, a patra, da? Cred că ei o să iasă în stradă și o să facă urât mai tare ca cei care nu au acceptat, pentru că ei sunt mult mai înșelați. Li s-a promis ceva și au făcut, s-au supus și acum se îmbolnăvesc, li se anulează certificatele pentru că mai trebuie una și încă una și încă una. Este o înșelătorie. Dragi parlamentari, nu vă jucați cu drepturile omului și cu Constituția. Nu fiți slugi la niște conducători vremelnici, pentru că veți plăti și voi și ei. Acesta este adevărul. Scris aici și jos labele de pe copii. Lăsați copiii în pace, sunt viitorul nostru. Nu vă bazați pe cei care vă protejează acum pentru că sunt vremelnic la putere, pentru că veți plăti. Mai era unul până anii 30 care se credea invincibil. Se credea invincibil și până la urmă a picat și au plătit cu toții. Nu vă jucați, dragi parlamentari. Nu vă jucați, suntem un popor creștin și nu acceptăm asemenea mizerii.